Niciun candidat n-a știut să se adreseze propriul electorat după eșecul pe care l-a suferit. Pentru că nu este niciun învingător la sfârșitul primului tur. Victor Ponta tremura în seara alegerilor, tremura pentru votul lui care era încă incert după exit poll-uri. Varia între 41 și 38%. 41 ar fi fost aur, 38 era o catastrofă. Plus diaspora, care îl bântuia prin toți porii la momentul respectiv. Deci Ponta a dârdăit, a avut o seară proastă, de asta probabil a și vorbit ultimul. Ceilalți candidați, nu mai vorbesc în afara lui Klaus Iohannis, au fost înfrânți net, deci au fost cu coada între picioare, iar Iohannis sigur s-a bucurat într-o primă fază pentru că era necunoscut chiar și pentru el însuși. Parcă suntem pe aeroport, mă. Așa se aud. Și beculețele astea în spate, parcă suntem pe un aeroport, noaptea, și este o vreme dintre asta cu zăpadă, cu lapoviță și vedem niște luminițe și niște mașini de alea care curăță pista. Da. În fine, e Sorin Oprescu probabil în spatele nostru și dacă ne ascultă, îi transmitem exact așa cum merită. Știe domnul Oprescu ce merită foarte bine. Bun, deci ca să revenim, Klaus Iohannis, necunoscut chiar și pentru familia lui, a dat să se bucure prima dată la cele 30%, cum de altfel s-au bucurat toți cei care îl voiau președinte, pentru că avea turul 2 asigurat, nu mai era niciun suspans la numărătoarea voturilor reală. Dar, pe de altă parte, erau și 10 puncte distanță între el și Victor Ponta, o distanță care n-a mai existat niciodată în primul tur de scrutin. Bun, acum singurul caz în care cei care spun că vor vota conform recomandării sunt majoritari alegătorii lui Călin Popescu-Tăriceanu. 51,6% dintre ei vor vota conform recomandării, adică cu Victor Ponta. Asta înseamnă că 48% ori votează cu Klaus Iohannis, ori nu votează deloc. Ceea ce într-adevăr nu este măgulitor nici pentru Tăriceanu, nici pentru Victor Ponta. Doar o treime dintre alegătorii Monicăi Macovei vor respecta recomandarea ei, ceea ce iarăși e tragic. Monica Macovei încă o dată demonstrează că există degeaba. O treime, adică, vor vota cu Klaus Iohannis. Domnule, înseamnă că ceilalți, adevărat că avea așa de puține procente încât nici nu mai contează ceilalți unde se duc. În schimb, dintre alegătorii lui Teodor Meleșcanu, adică 1,09%, niciunul nu are de gând să respecte recomandarea de a vota cu Ponta, arată sondajul. Iată că s-au grăbit degeaba ciracii din PSD să-l coopteze, altfel am speculat-o și noi și am spus-o din capul locului, nu ca alții, care doar să mărgineau să spună, s-au raliat cu Victor Ponta, 2 puncte, Meleșcanu, Tăriceanu, Diaconescu, Vadim și așa mai departe. E, nu, ne-am comentat chestiunile și am spus, te-ai grăbit, jupânașule, adresându-i se moderatorul acestei emisiuni lui Victor Ponta, te-ai grăbit, Barosane, ducându-te la Meleșcanu, tu de la 40 te-ai dus să te căciulești la ăla cu 1%. Bun, nici Dan Diaconescu nu stă foarte bine, 89% dintre votanții lui vor vota cum vor ei, nu cum le spune liderul. Și aici, fraților, ajungem exact la ceea ce v-am spus înainte de această campanie și pe parcursul ei. Candidații n-au legitimitatea de a se prezenta în fața publicului. Publicul nu votează de dragul lor. Da? Așa cum nici la referendumul de tristă amintire cu 7,4 milioane de voturi, probabil cam 1 milion de furturi, o să demonstreze justiția cât de curând. Da, deci cel puțin 1 milion au fost fraudate atunci. Atenție, fraudate, clar, nu fraudate în stil Elena Udrea, Monica Macovei, Gheorghe Funar. Nu, adică noi nu spunem asta la ură sau la dușmănie. Cam 1 milion de voturi au fost false atunci, din 7,4 milioane. Atenție, nimeni nu-l iubea pe Liviu Dragnea. Nimeni nu-l iubea pe Victor Ponta. Unii credeau că e o necesitate să-i votezi, dar iubire nu există. Deci acești candidați nu dețin practic nimic. Și cu atât mai puțin în această campanie, unde într-adevăr au fost așa de prost pregătiți încât este firesc, Dumnezeule. Este clar, clar, clar ca vaca că nu se putea ajunge la o altă concluzie. Deci ei nu meritau aceste voturi, dar oamenii că au fost prostiți să vină la vot și văd că continuă și acum această mega tâmpenie, chiar și învinșii, că
care se vede că li s-au unecat corăbile. Doamna Udrea, de exemplu, nu mai are niciun chef de politică. Am văzut-o tristă, îi căzuse fardul, așa. Arăta, într-adevăr, ca trezită la 4 dimineața. Dom'le, a îndemnat alegătorii tot din inerția aia pe care nimeni nu stă să o discute la vot. Dar nu a fost păcăleală suficientă cu turul întâi? Nu și-au bătut joc de aia în diaspora cu votul? Aia e o chestiune pentru care ar intra la pușcărie, dacă noi am fi într-un stat de drept, pentru ce s-a întâmplat în diaspora, ar intra la pușcărie jumătate din clasa politică. Dacă s-ar face cu temeinicitate o analiză a ceea ce a fost acolo. În curând nici nu mă mai aud din cauza lui Sorin Oprescu, care muncește să dreagă busuiocul măcar pe calea victoriei. Bun, deci cum votează românii? La întrebare, veți vota cu candidatul recomandat de candidatul pe care l-ați votat? 53% au răspuns nu. 33% spun că vor ține cont de această recomandare, 14% nu știu. Cu ce votează românii și de ce? Românii votează cu cine câștigă. 88%, da? Asta e ca la fotbal, cu cine ții, cu cine câștigă. Deci cei mai mulți, 88%, votează candidatul cel mai bun. Așa cred ei, ducându-se la vot, pun ștampila, ei cred că pun ștampila pe candidatul cel mai bun. 64% votează răul cel mai mic. 92% votează cu speranța că va fi mai bine. Asta este. Și Iliescu ne spune același lucru. Cum ați votat, domnul președinte? Cu gânduri de bine. Gânduri de mai bine. Asta este. Pentru a-mi exercita un drept, 68%. Deci, astea sunt în principal argumentele momentului, teoria momentului, adevărul momentului, dacă vreți. Mai avem totuși încă o săptămână viitoare încărcată, sigur, de dramatism, cu dezbaterile televizate, cu ce-o mai fi pe acolo. Deocamdată s-au desumflat probabil foștii candidați, cei doi candidați care sunt în cursă, într-adevăr, cea mai slabă campanie electorală din istorie. Eu vă spun doar atât, dragi prieteni. Cu cât le dăm nas mai mult acestor oameni, care, sigur, nu ne merită nici pe noi, nu merită această țară, cu atât prostia, încăpățânarea și batjocura vor fi mai mari în timp. Ei trebuie sancționați, nu ducându-ne la vot și votând, ci nevotându-i. Sigur, în turul 2 e mai puțin important. În turul 1 nu trebuia să se ducă lumea la vot, pentru a-i sancționa pe toți. Asta era. Dovadă că oamenii așa gândesc, numai e rigiditatea, e tradiția, e le camp diraton, cum zic francezii, adică ce o să spună ăla de lângă mine. Da. Așa e și cu nevasta. Vai, dar să nu ne vadă ăla. Dacă, cum să ieșim pe balcon, că ne vede vecinul? Cum să ne ducem? Da? Deci exact această idee încetățenită, cum să ies eu pe stradă dacă ăla a aflat că asta înseamnă. Deci noi am mers tot pe aceste idei, de fapt, pentru că, iată, oamenii nu gândesc așa. Prin această nesupunere la recomandarea celui care beneficiase de voturile lor, ei, de fapt, demonstrează exact acest lucru. Că erau nehotărâți ducându-se la vot, că au votat din întâmplare. Când îi aud pe ăștia cum își alocă, a luat Monica Macovei 4,4, ce mulți, pentru un candidat independent, n-are nicio legătură. Cel puțin jumătate, uite, demonstrează acum, da? Nu țineau neapărat să-i dea Monicăi Macovei voturile. Eu cred că o bună parte dintre ei nu știau cum o cheamă. La Elena Udrea este exact la fel. La Călin Popescu-Tăriceanu este exact la fel. Călin Popescu-Tăriceanu, și asta a spus-o bine un cetățean, Mihai Voicu-l cheamă, da? Mihai Voicu-l cheamă și trebuie să-l felicităm că asta era o replică pentru noi. Asta era replica pe care ar fi trebuit să o dau eu. Dar uite că n-am fost atât de inspirat în momentul respectiv. Are dreptate tovarășul Voicu. Călin Popescu-Tăriceanu a luat exact atâtea voturi, sau atâtea procente mai exact, câte neveste a avut. 5%, 5 neveste. Întrebarea mea ar fi pentru domnul Voicu, extrem de inspirat, și pentru ceilalți, dumne, oare l-or fi votat toate 5? Pentru că oricât de darnic ar fi fost la vremea lui cu fiecare în parte, domnul Tăriceanu, știm că femeile nu judecă așa. Ești darnic, dar ele consideră că aveai strategii. Sau că ai făcut asta doar ca să-ți fie ție bine. Un vârt exact cum le e lor mai bine.
Nu atunci când ești împreună cu ele, atunci îți recunosc mărinimia, sau nu. În timp însă, după aia, nuanțează în funcție de ce mai întâlnesc în viață. Nuanțează chestiunea și văd cu totul altfel lucrurile. Stările lor variază, da? De la o lună la alta, de la, chiar de la o săptămână, chiar de la 5 minute la altul. La un 5 minute la un altul. Da, deci nu sunt... De asta mă îndoiesc sincer că toate cele 5 neveste ale lui Călim Popescu Tăriceanu, actuale și foste, l-au votat neapărat. Bun, trecem la o altă știre. Avem știri absolut remarcabile astăzi. Nu știu cum s-a întâmplat pentru o zi de vineri. Consiliul Județean Hunedoara a intrat în atenția DNA. Președintele Mircea Moloț, eu nu o să-l pot rosti niciodată atât de frumos cum face Liana Alexandru de la Digi24. Nu există nume mai, cum să spun, mai drăgălaș rostit în gura cuiva decât acest Mircea Moloț în gura distinsei prezentatoare, pe care o salutăm, sigur, o stimăm extraordinar de mult. Președintele Mircea Moloț este cercetat pentru trafic de influență, abuz în serviciu, cumpărare de influență. N-au putut nici procurorii din Hunedoara mai mult. Au făcut percheziții în locuința lui, dar și la birou și la trustul local de presă, controlat de familia liberalului. Este acuzat că ar fi facilitat accesul unei firme la un contract în schimbul cedării unei părți din lucrare. În fine, și alte jmecherii. Mircea Moloț ăsta se credea și el un infailibil, unul la care sistemul nu va ajunge niciodată, blestematul județ Hunedoara, unde am înțeles că se va afla în acest weekend și Klaus Iohannis, pentru că e groasă acolo, da? Singurul județ din Transilvania unde PSD-ul a obținut mai multe voturi decât el. Un pic de nostalgie, fraților, un pic de literatură. Astea sunt rânduri cu care poți să câștigi măcar un premiu Goncourt, dacă nu iei Nobelul. O să vă citesc și la sfârșit, dacă nu o să vă dați seama din cine sunt aceste cuvinte, o să vă explic. Nu o să dau numele localității, că atunci e prea ușor. Zilele de început de noiembrie la puncte-puncte localitatea au fost superbe în acest an. Lumina de amiază este caldă, iar culorile pomilor incredibile. Zici că suntem în Bambi. Am plantat câțiva pruni și mai mulți bulbi de flori pentru la primăvară. Prin curte se plimba noaptea un viezure imens după urmele pe care le lăsa în grădină. Adică nu l-au văzut. În doua zi au văzut niște urme, să nu fi fost o panteră. Am încercat să-l prind cu o cursă, dar a rupt ușa de fier și a fugit. Grădina pare arată de un mistreț. Mai nu mai era. Viezurile erau un mistreț. Deci au fi trecut și viezurile și mistrețul prin curtea aia. Din când în când se văd cârdurile de gâște sau de cocori care se retrag spre zone mai calde. Aici e o eroare pe care un scriitor profesionist n-are voie să o comită. Da? Nici un cititor profesionist, cum mă consider, nu putea să treacă peste ea. Deci în rândul 2 spune lumina de amiază este caldă, iar culorile pomilor incredibile. Iar în rândul 7, din când în când se văd cârdurile de gâște sau de cocori care se retrag spre zone mai calde. Atunci înseamnă că amiaza nu era suficient de caldă, totuși, domnul. Cablul de la televizor nu a funcționat, așa că nu am văzut mare lucru din dezbateri. Poate că a fost mai bine. Incredibil ce poezie, totuși. De la mistreți, viezuri, gâște, cocori la cablu pe care una dintre dobitoacele enumerate mai sus cu siguranță l-a rupt. Eu cred că e vorba de viezure. Adrian Năstase, Cornu, România, Europa 2014. Între cele două tururi. Da? Domnul Adrian Năstase n-a avut cablu pentru că el a ros mistrețul. Tot a avut noroc domnul Năstase, că știți că viezurii sau mistreții, viezurii mai degrabă, se dau la ouă. Ei, în general, atacă ouăle. Și la om, și la animal. Ei, în general, la ouă sar. Condițiile astea, chiar în curtea lui Adrian Năstase, am fost aproape de o dramă. Și asta ar fi venit după pușcătura de la vânătoare cu Ilie Sârbu. Da, o familie blestemată, așadar, această familie, marea familie social-democrată. Cum ar fi fost ca din greșeală Adrian Năstase să ducă să împuște niște gâște în noaptea aia plină de stele și de căldură, că
pângâștele tot așa încercau să evite Cornul și Câmpina, plecând mai repede spre Egipt, de exemplu, sau spre Khartoum, spre Khartoum în Sudan. Nu, a fost în casă ca un laș la ora respectivă și probabil dârdâia de acolo, încercând a doua zi dimineața cu lupa aia a exploratorului să vadă cât de mari erau labele viezurelui. A scăpat Adrian Năstase, dar măcar bine că n-a văzut la televizor. Eu cred că nu și-au achitat factura. Cred că ăsta e motivul pentru care, da, n-are atâta demnitate Adrian Năstase să ne spună că ăsta e motivul pentru care n-au avut cablu. Că altfel, Dumnezeule, cum să-i tai lui Năstase cablu la cornul? Stați un pic. Dacă nu, cumva o fi mâna nemților. Mâna Angelei Merkel, chiar, pe care citeam cu stupoare și poate și cu ilaritate în același timp, ce femeie neinteresantă era înainte de căderea zidului Berlinului, cum făcea ea saună chiar de joia aia, 9 noiembrie, când a căzut zidul, iată că sunt 25 de ani, duminică, de la căderea zidului Berlinului, că de asta se vorbește atât de mult despre ea și despre ce s-a întâmplat atunci în Europa. Visul Angelei Merkel, am descoperit și noi prin presă, era să-și ducă mama în Berlinul de vest și să mănânce stridii la faimosul hotel Kempinski, din vest Berlin. N-aveau niciodată până la urmă să-și vadă visul cu ochii, cum nici Fabien Barthez nu și l-a văzut, el care a visat toată viața lui să fie portar la Luznac. N-a ajuns decât la Monaco, Olympique Marseille și Manchester United. Niciodată n-a ajuns să apere în satul lângă care s-a născuse și a mărturisit la sfârșitul carierei, deși a câștigat și titlul european și cel mondial, că a rămas așa cu un gust de neterminat. N-a apărat poarta amatorilor aia de lângă el, din bătătură. Nici doamna Merkel nu este pe deplin mulțumită, pentru că n-au mai avut timp, ea s-a lăsat de fizică repede cum a căzut zidul, s-a pus pe politică și a uitat, bineînțeles, să-i satisfacă mamei un vis mai vechi și care nu mai era o problemă. Știți cum e? Când te ia politica, așa a făcut și cu Ana Leana. Dar mă înțeles că a fost mis cu Ana Leana. Vorbeam cu colegii de la Kamikaze astăzi și mi-au zis că a câștigat. Când era coană, într-adevăr, dar bună, dar n-avea pile, ar fi câștigat un concurs mis țărâncuța de la Titu, sau nu știu cum se numea, și că e reală chestiunea. Nu era chiar cea mai urâtă țărancă din lume, era doar cea mai proastă. Dar atunci când câștigi un titlu de mis pe vremea respectivă, asta se întâmpla în anii, la sfârșitul anilor 30. Deci cu Ana Leana, da, ce concursuri de mis credeți că se organizau la sfârșitul anilor 30 și începutul anilor 40? În India, pe un aeroport, un avion a lovit un bivol, dragi cetățeni. 146 de persoane erau la bord, compania SpiceJet. Evident că piloții au văzut namila aia de bivol. Știți bivolul asiatic? Păi este cam de, să vă dau așa un exemplu, cam de 30 de ori mai mare decât Corneliu Vadim Tudor, pardon. Cam de 30 de ori cât Vadim Tudor și cam de vreo 25 de ori cât Klaus Iohannis. Am așa arată un bivol asiatic. Ăla să plimba teleleu pe pista aeroportului, că știți că în India, da, totul este sacru. Maimuțele, șobolanii, vitele, la ei nu contează. Avioanele trebuiau să își vadă de drumul lor și nici de cum să intre în coliziune cu vreun bivol sau cu vreo vită de genul ăsta. Vor plăti, bineînțeles, cei de la turnul de control și cei care formau echipajul respectiv pentru că au dat în bivol. Ajungem la DNA via PSD Argeș, unde e scandal mare după arestarea primarului Pendiuc și a superbei sale odrasle Emma Pendiuc, fostă vedetă TVR. Iată că, într-adevăr, așchia nu sare departe de trunchi. Când ești valoroasă și când ai mai ales un tată, pardon, bine situat, atunci sigur că ajungi la TVR. E realiza emisiuni, să știți, pe la TVR, emisiuni de mare audiență, dar nu asta ne interesează pe noi. Ce se spune în momentul de față la PSD Pitești? Bă, da, e ca pe vremea bolșevicilor. Vin și iau pe copii. Mai avem un pic și o să ia și pe aia de 14 ani, a strigat PSD-ul Pitești. Emma Pendiuc, atenție, având 33 de anișori. Groaza asta, totuși, groaza asta, că într-o zi vor ajunge cu toții la pușcărie, nu-i mai lasă nici să doarmă,
pe bandiții României și ei insinuează acum, uite domnule ce au ajuns ăștia de la DNA să se lege de copii. Știți că asta e sacralitatea României, dovadă că de asta Klaus Iohannis nu poate să devină președinte, că n-are copii. Ei, fraților, păi atunci de ce credeți că toți nababii și-au trecut averile pe numele copiilor? Tocmai de asta. Că de copii n-ai voie să te legi în România. Ce minciună, bă, adică și ce? Adică copilul, gata, are o avere, nu știu ce, n-ai cum să te atingi de el. Leagă-te de tată, dar nu te lega de copil. Păi, dar toată lumea a lăsat pe numele celor dragi să știe foarte clar. Haideți că astea nu sunt chestiuni care să țină. Astea sunt ala Nicușor Constantinescu, că ajungem imediat și la el. Tâmpenile astea. Cum adică să nu o salte pe Emma Penduc? Pentru că ea săraca e fată, e grațioasă. Și ce vină avea ea că... Bun, sigur, taică-s-o probabil a târât-o în această complicitate, dar pentru asta este și acuzată ea. Nu pentru faptul că a făcut emisiuni la TVR sau pentru că s-ar fi căsătorit. N-avea cum să rămână asta fată mare. Emma Penduc s-a căsătorit acum 3 anișori cu un sinistru, Paul Cosmin Croitoru. Dar totuși nunta, dragilor, a avut 600 de invitați, că pe vremea aia mergeau afacerile familiei Penduc, care era Dumnezeu Pitești. Da? Iată ce au mâncat, nu ce au servit, că l-am auzit și pe analfabetul de Nicușor Constantinescu povestind astăzi la DNA că el servea masa la New York cu prietenii. Păi ce erai, chelner, barosane? Cum s-o servești? Mâncai, poate, nu serveai. De unde dracu va intra clișeul ăsta, bă, analfabeților în cap? Serveai masa. Asta e ca ăla cu după stradă. Nu e după stradă, e de pe stradă. Da? Nu se servește masa decât dacă ești chelner, bă. Poate dacă ești picol și chelnerul la WC-ul. Da, tu ca și client nu servești, mă, masa. Ok? Deci el servea masa, Nicușor Constantinescu, la New York. Acum haideți să vedem ce au servit și prietenii noștri Emma și Cosmin. Oleu, Emma și Cosmin. Da, mă gândesc că nu sună, parcă mă gândesc și la Emma Zeicescu. N-are și ea vreun Cosmin pe lângă ea? Are, cum să nu. Așa, nu știu dacă îl cheamă chiar Cosmin, dar nu-i problemă. Bufet rece. Până vă citesc meniul ăsta și uităm că au fost arestați, vă spun eu. Terină de vită, doboș cu struguri. O să vorbesc mai tare ca să mă aud de la picamărul ăla. Cherry cu rocfort. Bă, deci rocfort. Da, așa se spune în românește. Asta este un substantiv comun în limba română de când îl găsim la toate petrecerile. Da? Rocfort. Bun. Pepene cu prosciutto. Tartă cu gamberone. Tartă cu anșoa. Tartă cu icre de Manciuria. Chifteluțe cu mac și susane. Bufetul rece. Ruladă cu somon și feta, rulouri de cașcaval fume, salată de crudități cu nucă și ruladă florentină, ruladă venețiană, ruladă friuleană, da? Și ruladă de la Titu, probabil mai spre dimineața când aveai și tu chef să mănânci ceva. Gustare caldă, ficat de gâscă cu ananas și sos zaraza. Poate că se citește cu S, îmi cer scuze. Nu e ca la Zara, da? Se citește probabil sos sarasa de caise și un pic de sparanghel, așa, pentru gust, ca să nu ți se aplece. Gustare caldă, ficat de gâscă cu ananas. Hai că în loc de zaraza asta merge și zacuscă. Zacuscă cu caise și sparanghel. Preparate din pește, pachetele de somon. Sună rău, șalău, fie. Nu fi fost șalău, dar n-au știut să traducă ziariștii. Pachetele de somon o fi fost în loc de șalău John Dory. Cu sos de lămâie, hai că nu-i chiar lămâie, cu sos de lime. Buchetieră de legume, brocoli, un pic de conopidă de aia de Velasquez din Mexic, da, niște firișoare de alea de lăptuci de prin Tanzania. Asta înseamnă buchetiera de legume. Preparate de bază. Ciurnă două în bacon, sos de smochine, probabil albanez, ciuperci umplute, salată de ardei copți și baghete cu susană. Baghetele cu susană, adică covrigi.
La care să mai adăugau, pentru că până aici a fost Mizilic, sărmăluțele lui Ionțanu în foi de varză, cu mămăliguță și ardei iute. Nu, să ne ierte, Ionțanu nu erau chiar ale lui, după rețeta lui. De sărmăluțe tip sector 2. Bă, deci asta este Ema Penduc, ce nuntă frumoasă. Păi, dragă Ema, n-am avut șansa să fim colegi, că noi n-am avut pile. Altfel ajungeam și noi la TVR, stai liniștită. N-am avut pile. Ce să facem? Tata nu era primar în Pitești. Ai timp să-ți reamintești cum ți-au stat în gât sau pe lângă gât sau nu știu pe unde l-ai tras, pe unde l-ai inspirat. Și ce s-a întâmplat la nuntă, și mâncărica, și ce a fost după, și lunișoara aia de miere. Chiar pe unde ați fost? A? Prin Pacific, prin Caraibe, prin Oceanul Indian? Pe unde v-ați dus? Pe unde v-ați dus, drăgălașilor? Să nu zici că te-a dus gârcitul la Bodrum. Da? Sau în Antalya, că nu cred. Atunci mai bine luai pe Robert Turcescu și vă uitați, dracului, la meciul ăla început de rugby. Și că nici nu i-a dus de la început la meciul ăla de rugby. Era, nu știu, minutul 20 și ceva, Argentina cu Africa de Sud. Și au comandat pizza margherita. Și spaghetti al olio e peperoncino. Asta am mâncat. Nu cred, totuși. Cred că te-a dus mai departe de Bodrum un pic. Nu? Deci asta a fost cu Ema Penduc. Haideți să vorbim un pic acum și despre Bogdan Stanoevici, și ca actor ăsta la bază. Culmea nesimțirii, dragi prieteni, mii de români, după cum știți, au protestat, au stat în frig, au plecat acasă înjurând, au fost bruftuluiți, au fost călcați în picioare în străinătate, nereușind să voteze. Ei bine, Bogdan Stanoevici, ministru pentru românii de pretutindeni, i-a făcut golani. Agitatori! După limbajul lui 2014, golani pe vremea lui Ion Iliescu, pe cei care au vrut să-l voteze pe Klaus Iohannis și n-au putut. Sau au vrut să-i dea voturile Monicăi Macovei și n-au mai putut să se răzgândească că n-au mai putut vota. Da, deci luați-o cum vreți. Deci, bă, până la urmă, iată, diaspora, așa cum bănuiam, dacă nu votează cum trebuie, într-adevăr face parte din categoria de golani. Iau niște golani care au ieșit. Trebuie să dăm atenție, sunt câteva sute de mii. Mi-a mai plăcut o chestiune. Vedeți, borfașilor, că am avut dreptate și aici, în ceea ce vă privește? Am auzit de nenumărate ori, și la moderatoare, și la analiști, și la oamenii politici, de nenumărate ori, adică de câteva zeci de ori, în această perioadă, că nu contau așa de mult voturile, că erau puține. Păi da, atunci... veniți și spuneți, fiecare vot contează. Aveți clișeul ăsta în campanie cu toții. Și acum când au votat ăia, s-a spus, erau puține, nu contează. Niște agitatori, niște golani. Da? Nu contau voturile. Așa e, bineînțeles că nu contau. Bineînțeles că nu contau. Nu contează niciodată votul. Contează masa, într-adevăr, de manevră, nu votul. Lasă că are cine să voteze. Facem pariu că dacă nimeni în țara asta nu s-ar duce la vot, tot ar ieși vreun procent drăgnesc, așa de vreo 23%? Ce dracu, mă? Bă, deci aș face pariu cu oricine pe orice. Bă, niciun cetățean să nu meargă la vot. S-ar anunța. S-a votat până la ora 10 dimineața 3%. Până la ora 12, 5%. Bă, este cel mai mic procent. Gata, telefoane, haideți, treziți-l pe Cristian Tudor Popescu, dați telefoane. Până la ora 4 au votat 10%. Bă, s-ar ajunge la un 20% și n-ar ieși nimeni. Toate secțiile goale. La votare, numărul voturilor ar crește, tată. Asta spun. Aia e masa de manevră. Acolo e mecanismul. Bielă, manivelă. Ăla e. Deci stați liniștiți că nu contați. Nu contați. Ați văzut cum s-au adresat candidații după primul tur? Bă, de parcă vorbeau cu niște sclavi, mă. Din vârful buzelor, așa, cu dispreț, nu recomand, da? Să voteze anti-Ponta. Bă, tată, măcar ai curajul, vino și spune-mi ce înseamnă anti-Ponta. N-ai curajul să spui, votați Klaus Iohannis, că m-a bătut totuși cu 25%. Cum poți să vii și să spui așa ceva? Na, nu e, n-a fost corect, m-am bătut, el nu reprezintă dreapta. Bă, te-a bătut cu 25%. Da? De ce să nu fii candidat, de exemplu, Klaus Iohannis, când te-a bătut cu 25%? Toată dreapta asta a fandosită e nemulțumită. Când de ce le-a stricat Klaus Iohannis jocurile?
că ele în total făceau 9%. Și mai venea Meleșcanu sau nu știu cine pe cine mai cooptau ele și făceau 10%. Dar păi a venit ăsta, țăranul ăsta, necunoscutul ăsta, bivolul ăsta și a luat 30%. Da? Uite că, sigur, mi-ar fi plăcut și mie să fie căcărău. Că noi l-am făcut om. Da, sigur, căcărău, dacă venea, a luat și mai mult. Suntem de acord. Chiar și așa. Dreapta n-a putut mai mult. L-a propus pe Klaus Iohannis. Da, e o bizarerie. Sigur, Klaus Iohannis nu are cum să câștige alegerile prezidențiale din România. Vă spun foarte clar. Și ăsta e motivul pentru care nu le va câștiga. Indiferent ce va face, lui lipsește această dimensiune. Românul de bază, cetățeanul tradițional care votează în România, nu se identifică cu genul ăsta de om. Pentru că nu e ortodox, pentru că nu e român, nu suntem pregătiți. E clar, s-a văzut din toate discuțiile astea, din tot ce s-a spus în politică, tragem noi concluziile astea dacă alții încă n-au reușit. O să le tragă și ei. Dar atât le tragem noi, da? Nu are cum să se impună în România. El a luat aceste voturi pentru că reprezenta totuși marele partid de dreapta. Bineînțeles, foarte mulți care l-au votat pe Klaus Iohannis s-au votat ca să nu-l voteze pe Ponta. Și foarte mulți au votat așa. Dacă din partea dreptei ar fi candidat Spiridon Grozăvescu de la Tecuci, lua Spiridon Grozăvescu 30%. Da? Și ăsta este. Klaus Iohannis nu atrage el voturile, este clar. Și acum în turul 2, chestiunea asta va conta un pic mai mult decât în turul 1. Pentru că aici trebuie să te și identifici puțin. Tu dacă ai fost, de exemplu, loserul Elenei Udrea sau al Monicăi Macovei, te-ai dus ca bou la vot și ai votat acolo, aiurea cu 5 sau cu 4%, da? Ei bine, e greu să te identifici acum, după ce ai auzit vorbindu-se cu Klaus Iohannis, dacă tu te-ai dus și l-ai votat pe el. Sau ai votat cu Călin Popescu Tăriceanu, la fel de inutil. Da? Ok. E greu să te identifici. Aici va avea o problemă Klaus Iohannis. Șansa lui, și am zis-o de atunci din seara primului tur, este asta, dar nu văd să fi materializat deocamdată. Șansa lui este acest spirit de frondă, de revoltă, care i-ar putea cuprinde pe oameni dacă n-ar fi mămăligari. Să-i cuprindă revolta asta în sfârșit, odată la 25 de ani, de că e să sărbătorește căderea zidului Berlinului. Acum 25 de ani ne-a mai cuprins o astfel de frondă, de atunci clasa politică a mers ca un fluviu liniștit în România și au făcut ce au vrut. Deci doar așa, un miracol de genul ăsta, lumea să se coalizeze și să spună nu vrem să mai votăm cu ăștia și atunci ne ducem și votăm cu cine om nimerit, numai cu ei nu. Da? Dar mesajele astea, nu votați anti-Ponta, dar nu, dar ce mă, sunt ciumați? Adică n-ai atâta prezență, n-ai atâta responsabilitate să vii și să spui, da, eu recomand pentru turul 2 să se voteze cu Klaus Iohannis. Doamna Udrea spune așa, domnul Iohannis este arogant atunci când respinge discuțiile cu ceilalți. Domnul Iohannis este prost sfătuit atunci când nu face dezbateri cu ceilalți. Bă, sunt de acord. Dar doamna Udrea cum este atunci când vine și nu spune cu cine să se voteze în turul 2? Adică măcar de datoria pentru, nu știu, de bun simț pentru cei 5,2% care au votat-o. Adică aproximativ 500.000 de oameni. De ce să le spui într-o țâfnă din asta așa, votați anti-Ponta? Sigur că se înțelege. Votați anti-Ponta, adică votați Iohannis. Dar tot o aroganță e și asta. Trebuia să vii să le spui dacă era într-adevăr și curajoasă și demnă. În primul rând să-ți recunoști înfrângerea. Că atunci când pierzi cu 25% nu este nicio discuție. A fost primul gol din offside. La al doilea a fost faulă. Ce ești, Nea Mircea? Bă, a fost clar, da? Deci 25%. Un candidat de dreapta. Voi nu erați de dreapta? Eu așa țin minte. Bă, atunci du-te și spune foarte clar. Îl votăm pe Klaus Iohannis fără discuție. Și rog pe cei 500.000, dacă pot și dacă vor să mă reprezinte și dacă într-adevăr au ținut la mine, să pună ștampila în turul 2 pe Klaus Iohannis. Ce era atât de greu? Nu. Orgoliu nu a lăsat-o pe doamna Udrea, cum bineînțeles n-a lăsat-o nici pe Monica Macovei. Că până nu s-a sucit ea, până nu s-a aranjat acolo, până... Dar ce credeați, doamne, că votează Monica Macovei cu Ponta pe ce l-a distrus împreună? Dar n-a venit. A stat un pic, a pritocit. Ce să pritocești, bă? Da. Vreau să vii să spui din asta, ce mă mai întrebați, nu e evident? Votați cu Klaus Iohannis, îl detestăm pe Victor Ponta. Deci nu-mi plac chestiunile astea. Nu-mi plac. Asta demonstrează că nu erați făcuți să deveniți președinți. Sau președintă, în cazul ăsta. Nu erai. Deci degeaba ne spuneai că, domnule, asta este noua Românie. Nu erai.
Nu se poate să umbli cu șmecherii de genul ăsta. Trebuie să fii drept în politică și să știți că nu e rău. Da? Poate că pentru 2016 o să mai învățați din aceste înfrângeri. Omul asta așteaptă de la un politician de tip nou. Chiar și Monica Macovei, la 55 de ani, încerca să pară fată mare. Dar măcar atunci aveți sinceritatea până la capăt. Da? Nu vă fofilați ca politicieni. La doamna Udrea nu mai vorbesc. Da? Deci te duci și spui clar. Chiar dacă n-ai calități. Dar măcar să ai curaj și să fii demn. Asta a așteptat cetățeanul. Oh, păi stau să vedem, mă, dar ce sunteți la UDMR, mă? Și numai la ăia e așa. Și într-adevăr, UDMR-ul ne-a demonstrat cât de duplicitar este și acum. Au dat-o că cu Vadim, păi stați să mai vedeți un pic. Ce să negociez, mă? Stârpiturile alea de 4%? Că nici măcar n-ați mai luat 5% din voturi. Ați luat abia 4 în 2. Da? Noi știm rezultatele foarte bine. Și ați luat 4% în 2 oameni. Ce să negociez cu alea? Eventual să mă suni? Și eu să nu-ți răspund. Să nu se formeze. Da? Lasă, băduțe, bagă-ți-le unde știu eu. Alea 4% și un vorbit după alea. A, ați încercat să mă contactați? Eu dacă aș fost Liviu Dragnea, că și ăsta e plin de fițe și de umor și de... A, o să vă citez eu imediat o declarație lui Liviu Dragnea să vedeți unde a făcut facultatea. La Cluj sau la el, la Alexandria, în scara blocului. Să vă citez imediat ce spune Liviu Dragnea. Păi asta le-aș fi spus maghiarilor. A, m-a sunat? Dar când m-a sunat? Păi acum 13 zile. Ia să văd. Nu mi-apare. Păcat. Dar o singură dată m-a sunat. Nu știu, nu, uite că nu mi-apare în telefon. Uitați-vă și dumneavoastră. Și el, bineînțeles, ștersese apelul. Da? Și așa i-aș fi luat pe aia. Dar cât aveați, că nu mai țin minte, cât ați făcut în... 14% ați făcut? Știu, ele mea, unor chiar crezând că îl păcă... A, undeva acolo. Da? Parcă n-ați făcut 14%. Da? Bun, la acum discuția este cum va fi în turul 2. Da? Deci, ne așteptăm, sigur, că există și posibilitatea să avem un fel de vot strâns. Da, există și posibilitatea asta. Că să nu se joace la un 54-46. Să nu se joace la un 53-47. Astea sunt enorme. 6-7% diferență, nici nu vreau să discut. Să fie mai apropiat, așa, cam cum a fost la ultimele două alegeri. Când candidatul PSD era favorit în turul 2, conform sondajelor și Năstase și Mircea Geoană. Și să zicem că apare pe ecran Victor Ponta în seara alegerilor, după ce toate moderatoarele o să ne spună, iar vine Sanda Nicola cu X, Y, W și Z, până când o să-i dispară W și Z, că acum nu mai e decât X și Y în turul 2, atenție, nu mai e decât X și Y. O vulpe! Nu mai e. Da? A s-a dus și vulpea, acum vedeți că e viezurile. Deci o să vină cu X-ul și cu Y-ul și bombă! Sorina Matei, Elena Andreea Pura, sunt rezultate... Aia Năstase de la RTV, Ionel Năstase, sunt niște rezultate devastatoare. Nimeni nu s-a așteptat la așa ceva. Bombă! Lumea o să zică, bă, te trezești că a câștigat Iohannis. Și când apare pe ecran 51 Ponta, 49 Iohannis. Știți care ar putea să fie scenariul? Vine Liviu Dragnea, încă Victor Ponta e destul de tânăr și are emoții. Când câștige alegerile prezidențiale, la vârsta lui e mai mic decât mine, Victor Ponta. Da? Deci nu poți imediat să vii să vorbești. Vine hârșitul de Dragnea. E, între timp, pe telefonul celular al lui Victor Ponta, telefon sună. Bineînțeles, Victor Ponta nici nu se uită la număr, direct răspunde, mulțumesc frumos, da, sigur, da, așa e, a fost greu, am avut și emoții, dar la capătul firului să fie ambasada sua. Și să-i spună, domnul Ponta, nu veniți până, un pic până la noi în seara asta? Liviu, un moment. Liviule, la ambasada sua. Lasă-mă, mă, că... La ce oră? Nu știu, când terminați dumneavoastră. Nu aveți un pic de timp, că nu durează mult. Să trăiți. Bă, ce să fac? Îi spun lui Dragnea, îi spun lui socru. Mai vin să țin spiciu? Te duci la ambasada sua până la urmă, da? Că la un moment dat vine mașina în față, fără să o fi comandat. Te urci, da, sunt niște domni în frac, cu mănuși. La ambasada... Nu, că știm unde vă ducem. Ajunge acolo, ăia, joviali. Ce faceți, domnul Ponta? Sunteți președinte? Da. Păi, să vedeți cum stă treaba. Dumneavoastră aveți treabă în următorii 5 ani? Păi, sunt președintele legitim, am scăpat de Băsescu, știți că îmi spunea Pisoi, știți că de la Pisoi la James Bond? Știm.
De fapt, noi v-am spus așa, nu domnul Băsescu. Știți ce v-am recomandat, domnul Ponta? Bă, mizerabilul ăsta de Iohannis. Puș la mau asta. Da, lăsați-mă dracului 5 ani să vină să facă terci politica asta din România. Bă, hai să se facă de râs. Ce ziceți, domnul Ponta? Deci, cum ar fi ca domnul Iohannis să se facă vreo 5 ani de râs la conducerea țării? Tata, știi, sunt președinte... ce zici de Steaua? Bate la Alborg? Hai, uite, bă, dacă batem la Alborg, suntem calificați, că nu mai e, da? E matematic. Așa, bă, tare de tot, ați văzut aseară, au egalat în minutul 93. Știți, dar eu, lasă, hai, gata, că nu mai avem timp, avem și noi puțină treabă, peste 5 ani, da? La revedere. Și cam așa ar putea să aibă loc discuția pe 16 noiembrie. Da? Există totuși și varianta asta. Da? Domnii acolo la... Asta direct, da? Știm, dar poate un pic acolo, lasă că restul de voturile din diaspora ne ocupăm noi. Da? Se ocupă ambasada SUA. Asta în cazul în care, sigur, încă o dată spun, nu vor fi americanii chiar într-o situație atât de jenantă încât să iasă un 53-47. Acum nu prea mai au ce să... Bun, asta în cazul în care ei dorm peste zi. Ce există și această posibilitate... Vă spunem din capul locului ca să nu spuneți după aia că mamă ce bombă. Nu e nicio bombă, da? Dacă se ajunge la această chestiune, să știți că se mai ajustează. Imediat. Deci, stai să închidem asta. Deci, să nu afle domnul Dragnea. Nu se fură numai în Teleorman. Hai, sunt și alții care se mai ocupă de, da? Știu și alții când sunt alegeri în România, care sunt procentele, dar mai sunt și urne dintre astea ca la ștanță. E posibil, nu zicem acum că așa e. Asta este un scenariu posibil, da? Chemat ambasada SUA, Mircea Gioană, Adrian Năstase, dar știți, ce-ar fi să, așa i s-a spus și lui Gioană, ce-ar fi să-l lăsați pe derbedeul ăsta, marinarul ăsta să-și facă de cap vreo 5 ani? 10 ani! Da, să sunteți un om serios, dar vă știm, ați fost ambasador în Statele Unite, da? Ce ziceți de națională? Senzațională. Bă, știți, doamna mea, bă, extraordinar, bă, cum să dai foarfecă pe spate, na, da? Hai că e fantastic, hai că discutăm, da? Acum avem niște, o clipă, stau niște telefoane, discutăm cu prima ocazie, să știți că mă puteți suna oricând, da? Am lămurit-o 5 ani marinar. Da? Deci, atenție, domnilor, de la Teleorman cu universitățile în scara blocului, că mai sunt uneori, sigur, așa cum vin și uraganele, mai sunt și răsturnări dintre astea nemiloase de situație. Bun, gata. Dragnea. Asta e. Fiți atenți ce spune Liviu Dragnea, Dumnezeule, apropo de dezbateri. Dezbateri, practic, fără succes, o dată nu s-au înțeles, să poate să se înțeleagă până în ultima clipă, pentru că cred că e în interesul și al lui Klaus Iohannis totuși să participe la aceste dezbateri. Încă o dată spun, toată responsabilitatea pe Werner nu l avantajează cu nimic. Faptul că nu se prezintă. Absolut cu nimic. Atunci Victor Ponta poate să spună orice, iar el n-are cuvântul. Înseamnă că nu se pricepe la lucrul ăsta, că fuge de ele. Nu-i bine absolut deloc. Deci, pentru Iohannis, nu zic că dacă Iohannis participă la aceste dezbateri, câștigă alegerile. Nu zic. Dar, în orice caz, asta l-ar putea plasa într-o situație cât de cât mai favorabilă. Iată ce spune Liviu Dragnea, să auzim bine de tot. Noi am venit hotărât să convingem niște oameni să convingă pe cineva despre care noi credem că este frică să participe la dezbateri. Că îi face bine să participe la dezbateri. Liviu Dragnea. El a făcut universitatea într-o scară de bloc. Ca la Alexandria, acolo-i facultatea. De asta întreba el ieri, cum de 2500 sau 25.000 sau 2 milioane jumate de alegători au votat prin turism electoral la Cluj. Domnul Dragnea n-a fost niciodată la Cluj. Da? Dacă îi se spunea la Viena s-a votat, el credea că Viena e în Caraș Severin. Deci pentru el nu conta, da? Încă o dată vă citesc această frază care este de antologia, deci de Emil Bobu, este categoria Emil Bobu. Noi am venit hotărât să convingem niște oameni să convingă pe cineva despre care noi credem că îi este frică să participe la dezbateri, că îi face bine să participe la dezbateri. Liviu Dragnea, înainte de publicitate.
Avem o cărticică intens colorată. Sunt, de fapt, 8 volume MasterChef, care cuprind 100 de lecții și 70 de rețete ilustrate, plus 600 de fotografii, 199 de lei, cu textul litera scris cu majuscule prin SMS la 1800 tarif normal. Mircea Badea a învins într-o luptă mediatizată un motociclist, un fel de meci de catch, de box. L-a bătut ăla după 3 minute, Badea a abandonat, păcat că noi am ținut cu el. Și în fine, încheiem cu o veste extraordinară. Știți că s-a încheiat periplul prin Cuba al lui Ion Cristoiu. E bine, ultimul episod pe care îl descrie în evenimentul zilei se intitulează așa: cum să scap de hărțuirea sexuală a cubanezelor? Păi văd, dacă asta îi se întâmplă lui Ion Cristoiu, înseamnă că în Cuba e într-adevăr de mers. Și politicieni, că mai aveți timp. Ăla este locul unde trebuie să ajungeți cât mai repede. N-a reușit Nicușor Constantinescu, măcar încercați voi. Căci că ea nici nu extradează. Cuba, așadar, de ținut minte. Pe duminică seara.